Tu ești responsabil de cariera ta. Dacă tu delegi mental responsabilitatea asupra carierei tale, șefului, părinților, nu știu, colegilor și așa mai departe, nu o să se întâmple nimic, pentru că nimeni nu o să facă mai mult pentru cariera ta decât poți să faci tu. Care sunt regulile jocului? Ce se cere? Ce competențe? Ce pot să fac să mă dezvolt? Cine poate fi mentor? Că nu ești singur în acest drum. Tot timpul sunt oameni care te pot ajuta. Trebuie doar să ceri ajutor. Cine îți poate fi mentor? Cine îți poate fi coach? Ce sisteme de suport are organizația astfel încât să poți să-ți accelerezi cariera? Și cât timp ești dispus să aloci în loc să te duci în cluburi sau să ai timp personal, pentru că aceasta este o generație care pune foarte mult accent pe timpul personal, cât timp ești dispus să aloci din timpul tău personal pentru a construi această carieră. Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou la O Inimă cu Minte. Așadar, astăzi vorbim despre un subiect probabil care ține mai mult de minte, de chestiuni tehnice, de lucruri care le gândim și le gândim pe termen lung. Vorbim despre cum să promovezi în carieră și vom vedea cum avem nevoie și de inimă pentru lucrul acesta. Vorbim toate acestea împreună cu Amalia Sterescu. Amalia, bine ai revenit în studioul Inimă cu Minte. Amalia este Leadership Consultant, Branding, Personal Branding Strategist și Outsourcing Community Builder și, ai mai spus, Public Speaker Coach. Ok, public speaking coach, sunt multe acolo, așa. Sunt multe, sunt foarte multe. De fapt, tu ai un parcurs al carierei tale extraordinar și fulminant și ca să pot să răspundem, să putem să răspundem la întrebarea ce înseamnă carieră, te-aș ruga, Amalia, să ne spui puțin despre cum a fost progresul tău în cariera ta. Aș începe prin a spune propria mea definiție despre carieră, pentru că tot timpul eu văd cariera ca pe o construcție. Este ceva la care trebuie să muncesc zilnic. Mulți își imaginează carierele pe verticală, iar eu revin și spun că ele, carierele, pot fi și pe orizontală. Nu trebuie neapărat să ne gândim la cariere în ideea de a avea joburi cu funcții de răspundere sau a evolua pe ierarhiile, pe verticalele corporatiste, ci ai ocazia astăzi cu diversele roluri multiple, îmbogățite, munca în sisteme agile sau tot felul de alte maniere de a lucra, să îți îmbogățești competențele, preluând roluri pe laterale. Da? Deci este o construcție peste timp. Tot timpul îmi spun că mie îmi place să mă gândesc la ceea ce las în urmă ca profesionist și la acel legacy și îmi spun că ea, cariera, este catedrala noastră peste timp. Da? Deci este ceea ce las în urmă. Ceea ce las în urmă. Cariera mea a început acum 22 de ani. La început, ca orice om care încă se caută și încearcă să-și găsească drumul, am testat mai multe roluri. Am fost educatoare în prima grădiniță de limbă engleză din țara asta, din București, undeva prin 92. Am fost asistentă într-un birou de avocatură, am deschis al doilea restaurant McDonald's și am lucrat cu copii în restaurantele de acolo. Am fost prima persoană care a preluat primul apel la steluța 222 atunci când s-a lansat rețeaua de telefonie mobilă din România, Conex. Am avut roluri de conducere care au culminat până la conducerea un business de 2 miliarde de dolari și avea echipe internaționale, România, India, China, ca și vice president într-o companie americană. Dar lucrurile nu s-au oprit acolo. Practic de 6 ani am ales să devin antreprenor și practic să dăruiesc din ceea ce știu profesioniștilor, fie că vorbim de accelerat tranziții în carieră, fie că vorbim de construit branduri personale, fie că vorbim de antrenament în public speaking, fie că vorbim de articole care se inspire pe alții și să facă transformări în viața lor profesională. Acopăr o gamă destul de largă, pentru că, așa cum spuneam și înainte de emisiune, nu-mi place rutina și simt că pot face diferența în mai multe zone.
Ce te-a motivat pe tine să mergi atât pe orizontală, dar și pe verticală? Care a fost motivația ta din pe orizontală nu am mers. La momentul respectiv, conceptul de carieră în mintea mea era pe verticală până unde se poate. Wow. Și asta a fost. Până unde se poate. Tot timpul mă motivează să-mi testez limitele, să-mi aflu limitele, să știu cât de unde pot. Cât de competent până ești. Unde pot. Până unde poți. Până unde exact. Pot. Și ți-ai testat aceste limite, ai văzut că se poate, chiar dacă ai fost, ești din România, da? Și îmi place că spui aceste provocări pe care le-ai întâmpinat în relație cu alți manageri din alte țări, când vedeau că și spuneai că ești din România, lucrul acesta făcea să aibă o anumită reacție ciudată. Depinde unde spuneai asta. Dacă spuneai asta în America, nu aveai nicio problemă. Singura problemă era să le explici unde este România pe hartă. Și le spuneam simplu Eastern Europe. Și asta spun în continuare. Săptămâna trecută am fost în state și a trebuit să mă prezint. Am fost speaker acolo și a trebuit să le spun Eastern Europe. E mult mai simplu. Da? Dacă spuneam asta în Asia, din nou nu era nicio problemă, mai ales că dacă vii din Europa, cultura asiatică are un mare respect pentru cultura europeană, datorită istoriei, simt că au ce să învețe de la un european și atunci nu aveam bariere de genul ăsta, decât în comunitățile în care femeile nu accesează poziții de conducere. Și acolo aveam o astfel de barieră, gen India, gen, mă rog, China, pe aici, pe locuri, da? Cea mai mare barieră am avut-o în Europa, unde sigur că mi-erau admirate calitățile profesionale, dar uneori erau însoțite și de comentariu. Femeia noastră de serviciu este din România. Deci se mai întâmplau și astfel de comentarii. Cum să spun, eu tot timpul încerc să vorbesc frumos despre țara mea, despre potențialul său și... cred că acționând ca un exemplu bun, personal, cumva se schimbă percepția oamenilor despre România. Există și motivații nesănătoase de a progresa, de a promova în carieră? Nu la mine, dar în experiența mea, da, am cunoscut oameni care își doreau poziții de conducere, nu pentru că vreau să construiască ceva, ci pentru că vreau să-și hrănească ego-ul și pentru că le plăcea puterea. A iubi puterea, practic, este o motivație în care nu este iubire pentru ceilalți. Nu, este iubire de sine de multe ori... Înțelegerea acestei autorități și acestei împuterniciri pe care rolul ți-o dă este greșită, pentru că nu ceea ce scrie pe cartea de vizită sau pe ușa biroului te va face lider vreodată. Este modul în care lucrezi cu oamenii, modul în care comunici cu oamenii, modul în care inspiri și îi motivezi. Nu titlul tău. Am întâlnit lideri care nu erau nici pe departe lideri, dar așa le scria pe cartea de vizită. Asta. Ei se credeau lideri, dar din păcate nu erau. Lider ești doar când ești validat de ceilalți, nu dacă tu crezi asta despre tine. Absolut. Sunt tineri care se angajează și pe măsură ce intră într-o corporație cu mai multe niveluri, se așteaptă ca să fie observați. Sunt oameni care visează la un job foarte bine plătit, visează la un job în care să aibă mai multă influență și cu toate acestea rămân la entry level, rămân acolo. Ce se întâmplă? Ce le lipsește acestor oameni ca să promoveze sau să fie promovați? Mindset-ul. Deci le lipsește o chestie esențială. Vin din școli total nepregătiți pentru mediul de business. Școala românească nu îi pregătește pentru ceea ce vor găsi în multinaționale, de exemplu, decât dacă au fost inspirați și au făcut internship-uri sau au lucrat încă din timpul facultății și atunci au un plus. Vin să lovesc de un mediu, vin cu multe speranțe, cu multe așteptări, ca atunci când ești tânăr și vrei să răzbești și să dărâmi munții și să faci chestii, da? Schimb lumea. Și se trezesc că ei, cei speciali și cei iubiți de părinți și de prieteni și nu știu ce, sunt unul din mii și se pierd în acest labirint, neînțelegând, ok, eu cum ies la suprafață. Unii care au un simț practic foarte bun, înțeleg. Mesajul pe care l-am pentru toți în această situație la început de drum este că
tu ești responsabil de cariera ta. Dacă tu delegi mental responsabilitatea asupra carierei tale, șefului, părinților, nu știu, colegilor și așa mai departe, nu o să se întâmple nimic, pentru că nimeni nu o să facă mai mult pentru cariera ta decât poți să faci tu. Și atunci, în primul rând, trebuie să înțelegi mediul. Cât de propice este mediul în care ești pentru a accelera dezvoltarea carierei. Ce trebuie să faci? Ce ți se cere de la tine? Care sunt regulile jocului? Care sunt regulile jocului? Ce se cere? Ce competențe? Ce pot să fac să mă dezvolt? Cine poate fi mentor? Că nu ești singur în acest drum. Tot timpul sunt oameni care te pot ajuta. Trebuie doar să ceri ajutor. Cine îți poate fi mentor? Cine îți poate fi coach? Ce sisteme de suport are organizația astfel încât să poți să-ți accelerezi cariera? Și cât timp ești dispus să aloci în loc să te duci în cluburi sau să ai timp personal, pentru că aceasta este o generație care pune foarte mult accent pe timpul personal, cât timp ești dispus să aloci din timpul tău personal pentru a construi această carieră. Pentru că cariera nu ți-o dă nimeni, trebuie să muncești pentru ea. Exact. Și atunci cât efort ești dispus să faci ca să construiești această carieră, pas cu pas. Întreabă-te în fiecare zi, ce am făcut astăzi pentru cariera mea? Pentru că în nebunia asta de la job, cu obiective, cu targeturi care mai de care mai prețioase, cu colegi, cu derai, mă rog, tot felul de chestii care te deraiază de la obiectivul tău, poate că ți-ai neglijat obiectivul tău principal. Și atunci e importantă motivația și cât de mult îți dorești, cât de mult ești dispus să faci pentru asta. Am înțeles un lucru foarte fain din cartea ta, Tango cu viața, pe care o recomand. Eu n-am trecut printr-o corporație care să aibă structurile acestea de avansare, de promovare. Și am înțeles mai multe despre ce înseamnă lucrul acesta din cartea ta foarte mult. Mi-a plăcut un lucru, și anume că nu aștepta să fii promovat, ci promovează-te. Și cred că acum și te ocupi de chestiunea asta atunci când vorbești despre branding personal. Așa e. Brandingul personal înseamnă abilitatea de a ne marketa carierele, abilitatea de a ne marketa ceea ce ne face diferiți în piața respectivă. Și recent am asistat la un speech al lui William Aruda, care este guru în personal branding, și el spunea că se schimbă lucrurile foarte rapid. Au devenit interesați de personal branding până și copiii de liceu. Pentru că e important să înveți cum să te faci, cum să te promovezi și cum să fii diferit într-o lume din ce în ce mai complexă. Deci, da, a investi în imaginea ta personală, modul în care comunici cu ceilalți, modul în care comunici ceea ce te face pe tine special și un bun esențial în echipa respectivă. Modul în care ieși în față, astfel încât să fii vizibil într-o organizație sau într-o echipă foarte mare. Marea provocare a zilelor noastre sunt angajații care lucrează remote. Sigur că în România suntem de-abia la început. Nu a existat legislație până acum. Sunt foarte puține companii care dau această împuternicire a angajaților, dar în lumea întreagă sunt sute de mii de oameni care lucrează remote. Cum se fac ei vizibili? Da? Având în vedere acum, că prin tehnologia comunicației, cred că da, dar una e când te întâlnești face-to-face zi de zi cu șefii tăi, cu echipa ta, și poți să ai acest element de interacțiune umană, și una e când ești limitat de comunicarea online. Deci în primul rând, care sunt valorile tale, unde vrei să ajungi, care e obiectivul tău de carieră și cum vei construi pas cu pas această vizibilitate, da? Este esențial. Pentru că altfel, dacă delegi acest proces sperând că alții te vor observa, pentru că tu ești conștiincios și muncești și ai rezultate extraordinare și la evaluările trimestriale sau anuale ești extraordinar și te bazezi foarte mult pe lucrul ăsta, greșești, pentru că progresul tău în carieră nu se va întâmpla așa. Alții vor fi, atenția lor va fi preluată de alte chestii importante și atunci tu trebuie să-i faci atenți la tine. Mulți gândesc brandul ca fiind ceva care ține de business, da? Dar am înțeles practic că și într-un context în care lucrezi împreună cu mai mulți colegi, ești angajat, ai nevoie să fii unic și să, să ieși în evidență. Și sunt mulți care, într-adevăr, așa cum ai spus,
performează la locul de muncă, au rapoarte excelente și cu toate acestea este promovat colegul de birou care probabil că nu se străduiește atât de mult pe aș face la muchie, la fir de păr totul, dar reușește să se promoveze foarte bine. Tu ai un program de personal branding. Care sunt etapele prin care îi treci pe cursanți? Motivația oamenilor care apelează la procese de personal branding este diferită. Sunt lideri care vor să... Uite, de exemplu, lideri căruia boardul i-a spus speech-urile tale nu sunt suficient de inspiraționale. Am vrea să fii mai motivant pentru oameni, da? Și asta îi afectează cumva reputația, da? Pentru că percepția este realitate în personal branding și atunci lucrăm împreună ca să reparăm acest lucru și să îmbunătățim această abilitate. Există profesioniști care vor să devină parteneri în firmele lor și atunci, de exemplu, la un assessment, organizația a spus nu ești foarte vizibil în piață, nu ești expus, nu putem să te promovăm pentru că dacă vrei să te promovăm ca partener, ai nevoie de această vizibilitate și atunci venim cu o strategie de personal branding care să-l facă vizibil în piața respectivă și cu un efect de bumerang, practic să-l ajute să-și accelereze cariera în interiorul organizației. Avem antreprenori care sunt la început de drum, business-ul e mintea lor mai mult, da? Și tot ceea ce au este reputația lor. Și pe asta construim, pe reputația lor, pe imaginea lor, astfel încât să tractăm acel business și să-l facem ușor, ușor să crească. Avem profesioniști care vin și spun, aș vrea să fac o schimbare, nu am măreața idee de business, nu știu ce schimbare vreau să fac, dar știu că nu mai vreau să fac avocatură sau nu mai vreau să fac chestia asta. Și atunci, cumva, printr-un proces de introspecție ghidată, lucrăm astfel încât să ajungem la liman. În speță, procesul este simplu. Avem o zi de workshop în care, practic, trecem prin trei etape. E o etapă de extragere în care profesionistul înțelege care sunt obiectivele, care sunt principiile, care sunt valorile și care ar putea fi misiunea brandului său, care este comunitatea brandului său, da? Apoi decidem împreună care sunt canalele de comunicare care îi se potrivesc, pentru că nu toți au talent la scris, nu toți au talent să fie public speaker și atunci cum ne mulăm pe personalitatea și pe punctele sale tare, astfel încât să facem un plan de comunicare al brandului său. Și apoi este faza de strălucire în care practic vedem, ok, dacă omul alege să facă și public speaking, care ar fi oportunitățile pe care și le poate crea ca să fie vizibil sau poate vrea să facă networking strategic și atunci care sunt comunitățile cu care poate interacționa astfel încât brandul său să fie din ce în ce mai vizibil. După care începe o perioadă de administrare a brandului său. Mulți aleg să-și administreze brandul cu mine, alții spun vreau să mi-l administrez singur. Și sunt și câteva erori asociate cu această decizie, însă dacă facem administrare de brand, practic ne asigurăm că această vizibilitate și misiunea brandului personal al profesionistului respectiv începe să devină realitate. Ai amintit înainte de networking strategic. Da. Dacă poți să ne explici puțin ce înseamnă asta, pentru că auzim cuvântul acesta networking, da? Auzim vorbindu-se despre a face networking la evenimente, conceptul de networking strategic mi se pare ceva mai complet decât... Așa e. Aș vrea să ne spui puțin despre asta. Am dezvoltat acest concept, bine, nu mi-aparține mie, dar am dezvoltat un program în acest sens în momentul în care m-am lovit chiar eu de nevoia de a îmi dezvolta business-ul folosindu-mă altfel de conexiunile pe care le aveam, atât online cât și offline. Networking strategic înseamnă abilitatea de a-ți construi relații de business pe termen lung, da, și de a întreține aceste relații, punându-te la dispoziția contactelor tale sau comunităților pe care le servești, pentru ca ele la rândul lor să servească intereselor tale de business. Deci cu alte cuvinte, îți oferi serviciile sau... Cu alte cuvinte, deservești comunități care pot influența obiectivul pe care tu ți l-ai propus, că e de business, că e de carieră, că e orice altceva, ca la rândul tău să poți să ceri acest suport, da? Deci, practic, de exemplu... E ca un cont în care pui ceva?
Exact. Folosesc mult chestia asta. Deci e o comparație foarte bună, pentru că de câte ori apelez la, la creditul respectiv pe care l-ai în fața persoanei respective, trebuie să-ți aduci aminte că trebuie să pui la loc, trebuie să dai ceva în schimb ca relația să funcționeze pe termen lung. Pentru că tot timpul intră pe profesioniști, vă aduceți aminte o mare realizare, vă aduceți aminte cine v-a ajutat sau cine v-a fost alături, mai sunt acei oameni alături astăzi cu voi? Dacă nu, ar trebui să te întreb de ce. Asta înseamnă networking strategic, relații de durată pe, pe termen lung, relații strategice, pentru că mintea multora se confundă cu business networking. Business networking, acel proces în care faci schimb de cărți de vizită și care nu înseamnă nimic dacă nu revii la persoana respectivă, dacă nu stabilești o întâlnire, dacă nu aprofundezi relația respectivă, dacă nu construiești pe ea. Ăla, schimbul de cărți de vizită, este doar prima etapă, primul mic pas pe care îl faci. Ce urmează este, de fapt, networking-ul strategic. Ai amintit anterior că ai fost la o conferință în San Diego despre m-am uitat așa puțin pe site-ul tău în care spunea la un moment dat într-o postare pe blog că va fi despre storytelling, da? Despre cum să folosești povestea în carieră. Poți să ne spui ceva despre lucrul acesta? Da, cum s-a pus foarte mult accent, că, mai ales pe faptul că femeile din business nu știu să-și marketeze cariera. Nu știu să se folosească de povestea lor pentru a fi vizibile. E doar un exemplu. Înseamnă să pui la oaltă poveștile, să ai, știi cum, să defilezi cu un kit de povești, da, mental. Deci să ai la tine tot timpul povestea ta despre succes, povestea ta despre insucces, povestile tale amuzante și să operezi cu ele în funcție de context, da? Indiferent cu cine stai de vorbă, să strecori o poveste. Deci, dacă faci o postare în social media, dacă ai o interacțiune interesantă, să ai tot timpul acele povești care pot să spună ceva despre competențele tale. Pentru că, repet, adulții așa rețin informația, prin povești, da? Decât să spun, am 20 de ani de experiență și fac public speaking de 6 ani și sunt public speaker internațional și nu știu ce. Nu, spune povestea. Spune o chestie faină în care eu să înțeleg dimensiunea rolului tău și toate implicațiile rolului tău. Dar spune-mi altfel, pentru că oamenii au devenit din ce în ce mai reticenți la acest mesaj de vânzare vădită. În da? Care te lauzi cu propriile tale performanțe. Sunt culturi, de exemplu, în Asia, în Middle East, în care self-promotion nu este foarte acceptat. În cultura americană, de unde ne vine până la urmă tot procesul de personal branding, este total acceptat. Dar sunt culturi, chiar și în Franța, de exemplu, unde lucrul ăsta nu este foarte acceptabil. Și atunci, nici în România nu și atunci, este acceptat. Încă nu, dar există aspirații mari. Deci, și atunci e bine să ne folosim de poveștile despre noi, astfel încât să vindem subtil ceea ce vrem să vindem. În România, apropo, oamenii preferă mai mult poveștile despre insucces. Asta este experiența mea. Oamenii se identifică cu aceleași... Pentru că dacă vii și spui, uite, o poveste despre ce și uite ce grozav am fost eu, lumea face acel pas în spate și spune, se laudă sau vrea să vedă nu știu ce. Dar dacă vii cu povestea despre insucces, atunci oamenii spun, se regăsesc în ea, înțeleg că ești o persoană puternică care are curajul să împărtășească un eșec, pentru că nu mulți au acest curaj, și să împărtășească și din ceea ce au învățat, ceea ce e de două ori mai puternic. Și mai și chestia aia cu capra vecinului. S-a întâmplat și în ce? Da, invidia. Da. Așa este. Practic, trebuie să găsești acele căi de a te promova într-un mod înțelept și inteligent, fără ca să pari că te lauzi, da, fără să te lauzi până la urma urmei, da, și le reiau ca să rămână cumva în mintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri, și anume conceptul de personal branding, conceptul de storytelling despre care ai spus tu și networking strategic. Iată-ne la finalul emisiunii și, așa cum s-a întâmplat și data trecută, o să te forțez să alegi... Nu m-a obligat. O să te pui să alegi între cele două, minte sau inimă? Da, uite, astăzi aleg mintea, să vedem. Și trebuie să și deschid chestia asta. Da. Așa. Ok.
O să spun celor care ne urmăresc că în fiecare este un alt mesaj. Poate ar fi frumos să spun la final ce este în celălalt, dar te rog. Ce fain asta, ce? Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși, a spus Iisus Hristos. Deci, cum se potrivește asta cu progresul în carieră, cu promovarea în carieră? Se potrivește foarte bine, pentru că mulți au aspirații, mulți vor să ajungă undeva sus sau pe laterală, mulți au vise mari, să se pierd pe drum. Asta apropo de puțin sunt cei aleși. Cei aleși, din punctul meu de vedere, sunt cei care sunt mânați de acel foc interior de a construi ceva, de a lăsa ceva în urma lor, de a dărui ceva altora. Până la urmă, scopul unui business, scopul unui profesionist este să aducă valoare celorlalți, da? Să aducă valoare oamenilor, să aducă valoare comunităților. Și vor reuși nu cei care sunt neapărat mânați de, motivații mercantile, da? Deci de bani, de faimă. Vor rămâne în mintea oamenilor și în amintirea oamenilor cei care au sădit emoții, cei care au împărtășit din ceea ce știau, cei care se dăruiesc. Și un proces de personal branding este foarte legat de o misiune, misiunea brandului tău. Ce vrei să construiești de fapt, da? Pentru că personal branding nu înseamnă vreau să fiu vedetă. Personal branding, ca și la public speaking, înseamnă ce vrei să dăruiești, astfel încât să fii memorabil, astfel încât să fii vizibil și astfel încât să te ajute pe drumul tău. Absolut. Da. Mulțumesc mult, Amalia, și mulțumesc pentru disponibilitatea ta de a veni la emisiunea noastră și sper ca să te mai avem la Inimă cu Minte. Măi, apropo, asta e Inimă cu Minte, știi, inimă navalnică cu minte. Da, da, pentru că inima de multe ori nu e cu minte. Exact, și tocmai asta vreau să subliniez, că atunci când le combinăm pe cele două, este un echilibru foarte fain. Și apropo, cum te-ai simțit ideea asta de a alege între cele două? Eu cred că e o alegere pe care noi o facem zilnic. Și până la urmă sunt situații în care îți urmezi inima și nu e negociabil. Și sunt situații în care mintea și deciziile raționale trebuie să primeze, pentru că asta e. Deci nu întotdeauna putem să alegem cu inima. Exact. Și atunci când le combinăm pe cele două, cred că iese ceva. Cred că atunci strălucim, nu? Cred că atunci suntem noi, de fapt, în plenitudinea forței noastre. Da. Mulțumesc mult, Amalia. Cu plăcere. O să le spun celor care ne urmăresc că Amalia a mai fost la o emisiune în care pe care am dedicat-o vorbitului în public și puteți să o căutați în arhiva emisiunilor noastre. Vă mulțumim că ați urmărit până la capăt această emisiune și sperăm că v-am prins atenția, pentru că, într-adevăr, toți cei tineri vor să ajungă la jobul lor de vis. Mulțumim, Amalia, mulțumim vouă care ne-ați urmărit. Vă doresc o inimă cu minte. La revedere!